Jandarmii din cadrul postului Montan Zănoaga au intervenit în urma unei solicitări telefonice în zona Scropa-Sa din masivul Montan Buceci pentru sprijinirea a 4 turiști care, în timp ce se aflau într-o drumeție, nu au mai putut continua deplasarea din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, a echipamentului inadecvat și a epuizării fizice. În urma intervenției, cei 4 turiști din județul Iași au fost sprijiniți să ajungă în siguranță până în localitatea Moroieni. Pentru evitarea situațiilor nedorite, Jandarmeria Montană recomandă cetățenilor să țină cont de următoarele: să se informeze asupra itinerariului propus, gradului de dificultate și de condițiile climaterice locale, să consulte prognoza meteorologică înainte de a pleca în drumeții și să aibă echipament adecvat zonei de munte, lanternă, rucsac și trusă de prim ajutor, dar și să folosească numai traseele marcate.